Nu doar primăriile și-au stabilit și aprobat bugetele de venituri și cheltuieli pentru acest an, ci și Consiliul Județean Hunedoara. Bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2023 este de 558 milioane lei, iar conducerea județului a reușit să aloce în premieră aproape 60% pentru investiții, dar și peste 30 de milioane de lei pentru susținerea activităților culturale. Despre buget este poate pentru prima dată după 32 de ani de zile când 58% din bugetul Consiliului Județean l-am băgat pe investiții. Sunt omul care consideră că dacă nu facem investiții, nu putem să dezvoltăm județul Hunedoara. Și să acorzi 58% din buget pentru investiții este mare lucru. Ați văzut că unii consilieri mai ziceau că într-o parte și într-alta. Sigur, fiecare este cu părerea lui. Dar pe total a fost bine, au înțeles-o toți că bugetul este necesar să fie și sperăm să-l și putem realiza așa cum trebuie. La aceste sume se adaugă proiectele cu finanțare nerambursabilă care vizează obiective culturale și de patrimoniu derulate de Consiliul Județean Hunedoara. Orice instituție din județul Hunedoara care nu încearcă să atragă fonduri europene și se bazează doar pe bugetul propriu sau mila de la guvern nu poate să se dezvolte. Și ca atare, noi, județul Hunedoara, am făcut proiecte aproape de 1 miliard de euro aprobate la ora actuală.